Își plătesc greșelile cu ani de viață. Câteva sute de femei învață zilnic ce înseamnă responsabilitatea, disciplina, munca și chiar ziua de 8 martie. Vorbim despre deținutele de la penitenciarul Ruska, care spun că singura lor dorință de ziua internațională a femeilor este să fie din nou la libertate. Ludmila Revin are 55 de ani, însă pușcăria și-a lăsat amprenta pe chipul ei. De 14 ani ea se află după gratii, unde își ispășește pedeapsa pentru omorul tatălui său. Cu toate acestea, femeia spune că nu este vinovată și își dorește să înceapă o nouă viață. Nimeni nu vine la mine. N-am pe nimeni. Eu sunt gurica rămas, tătinea primele, a murit și n-am pe nimeni. Și să o văd și pe mama Maria și pe băietul și că... Da. Aceeași soartă are și Galina Țărălungă. Femeia și-a ucis soțul cu care a trăit mai mult de jumătate de viață. Femeia nu are copii și nici rude. Spune că toate gândurile ei zboară spre singurul bărbat pe care l-a iubit, dar l-a omorât într-un moment de grea încercare. Îmi pare rău ce s-a întâmplat. El a decedat. Mine m-a închis. M-a obrăjit. M-a numit cuvinte urâte. 25 de ani am terpit așa. M-a plecat capa, mărs înainte. Poate dar Dumnezeu și-a și terpirea. Tot la penitenciarul de la Ruska își ispășește pedeapsa și o minoră de 17 ani, la fel condamnată pentru omor. Aceasta și-a ucis prietena pe când ambele aveau 15 ani. Fata spune că tot ceea ce își dorește de 8 martie este să fie acasă alături de familia ei. Ecaterina, așa am numit-o noi, pentru a-i proteja identitatea, spune că s-a visat dintotdeauna să devină medic, însă detenția i-a furat acest vis, așa că ea a învățat alte meserii pentru a-și putea găsi un loc de muncă atunci când va ieși din închisoare. Eu vreau să învăț mai multe profesii, să am, când aș ies acasă, să am măcar undeva să mă pot încadra, deoarece știți și voi că cazier juridic e cam problematic să te găsești un post de lucru normal la libertate. Când ai soră mică acasă și când ai părinți care știi că nu le susucă ochii din plâns, și normal că e greu. La penitenciarul de la Ruska își ispășesc pedeapsa aproape 300 de femei.